Sunt anunțate noi livrări de vaccinuri în capitală și noi maratoane de imunizare, iar primarul Chișinăului a amintit că sâmbătă se va organiza rapelul pentru Sputnik la Palatul Republicii și a rugat cetățenii să nu formeze cozi imense dis de dimineață, pentru că vaccin va fi pentru toți. În același timp, autoritățile urmează să convoace ședința Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică pentru a decide ce măsuri rămân în vigoare pe teritoriul capitalei. Rog toți cetățenii care vor face rapelul Sputnik să nu facă liste preventive, să nu vină după noapte la Palatul Republicii și nici nu toți la primul rând. Vaccinul este doar al dumneavoastră, nimeni nu vă va lua doza, vom avea rând viu care va fi extrem de rapid și eficient de rezolvat. Rapelul pentru Sputnik va avea loc sâmbătă, dar primarul a menționat că odată cu livrarea noi vaccinuri se pot organiza și alte maratoane. Totodată, Ion Ceban a declarat că se apropie noul an școlar și va fi promovată imunizarea în rândul profesorilor. Ne dorim o securizare vaccinală de 80% a cadrelor didactice din fiecare instituție de învățământ. Împreună cu medicii vom depune toate eforturile pentru a asigura deplina sănătatea populației noastre. Ion Ceban a cerut convocarea Comisiei Municipale Extraordinare de Sănătate Publică pentru a decide asupra codului de avertizare pe teritoriul capitalei, dar și ce măsuri urmează să fie adoptate. Cunoaștem noi tulpini mult mai agresive, suntem în perioada estivală, când foarte mult cetățenii noștri călătoresc peste hotare, se vor întoarce în țară și pericolul pentru un nou val de coronavirus, cel mai probabil mult mai contagios, mult mai agresiv, care ar putea afecta anume populația tânără, anume adolescenții sub 18 ani care nu sunt vaccinați. Boris Gâlcă a menționat că de la începutul pandemiei în Chișinău s-au înregistrat peste 106.000 de cazuri de infectare cu virusul COVID-19, ieri fiind infectate 5 persoane. În tratament la domiciliu sunt 56 de persoane. Avem în municipiu la ziua raportării 39 noi focare de coronavirus. Amintim că pe teritoriul municipiului continuă să activeze cele 70 de puncte de vaccinare.